Procesul Domnului Hristos a provocat dileme și întrebări, poate chiar și revolte, de-a lungul a 2000 de ani de când s-a desfășurat. Încă nu știm de ce anumite lucruri s-au întâmplat, dar s-au întâmplat tocmai pentru ca să se împlinească planul lui Dumnezeu. O primă întrebare ar fi către profesor universitar Bogdan Ciucă: prin ce se deosebește procesul Domnului Iisus de alte procese importante din istoria lumii? De ce și astăzi modul cum s-a desfășurat din punct de vedere juridic provoacă încă dezbateri aprinse? Între avocați, între judecători, între creștini, este un subiect de dezbatere. De ce? În primul rând, vă mulțumesc că m-ați invitat. Mulțumesc și eu. Ca să spun și eu câteva cuvinte despre cel mai celebru proces al tuturor timpurilor. Și iată un prim aspect care identifică sau scoate în evidență procesul acesta. Rămâne cel mai celebru proces al tuturor timpurilor. Rămâne procesul cu implicațiile cele mai profunde, sociale, filozofice, teologice, care, iată, s-au rostogolit în timp până ziua de astăzi și probabil și în continuare. Este procesul care a proiectat arhetipul condamnatului nevinovat, da, și care a produs poate cea mai cunoscută eroare judiciară sau lanț al erorilor judiciare. Ca să înțelegem procesul, eu vă propun și dumneavoastră și de fiecare dată îmi propun și mie să fac un exercițiu de imaginație și să încerc așa să mă teleportez în timp, în anul 30, vinerea de 14 Nisan, ziua în care se spune că a avut loc acest proces. Da. La deschidere dumneavoastră spuneați că este un proces controversat. Și așa este. Da. Și din perspectivă juridică, probabil și teologică și nu numai. Chiar existența procesului a fost negată de unii, dar inclusiv dovezile, nu numai biblice, ci și cele istorice, ne dovedesc, fără doar și poate, că a existat acest proces, au existat și personajele și poate vom avea timp să vorbim despre fiecare. Dar de ce spuneam că este important să ne imaginăm că ne aflăm în Ierusalimul acelor vremuri și Ierusalimul acelei zile? Pentru că Ierusalimul de atunci devine un alt fel de Ierusalim în ziua respectivă, atunci când se pregătea pentru una din marile sărbări, da, iudaice. Ierusalimul avea în jur de 60.000, se spune, de locuitori stabili, de cetățeni ai Ierusalimului. Undeva peste 1.000.000 de evrei trăiau în afara Ierusalimului. Cu ocazia marilor sărbători veneau toți la templu, deci la Ierusalim, ceea ce făcea ca populația Ierusalimului să crească foarte mult. Foarte mult. Foarte mult. În deci perioada aceea. Vorbim de sute de mii de locuitori a Ierusalimului. Imaginați-vă forfota, imaginați-vă gălăgia, imaginați-vă animalele care erau duse spre templu, frământările. E, și foarte interesant din perspectiva procesului nostru este tocmai faptul că o asemenea pregătire și o asemenea zi face ca unul dintre personajele importante ale evenimentului să fie prezent la Ierusalim. Pilat din Pont, Pontius Pilat. Da. El nu stătea, reședința lui nu era la Ierusalim, da, era undeva la Cezarea Maritima, da, o fel de stațiune așa, la malul mării, cu o climă plăcută, construită de Irod cel Mare, iar el venea doar cu ocazia marilor sărbători acolo, pentru a ține situația sub control, motiv pentru care în cetatea Antonia, și are locul ei interesant în toată povestea, numărul soldaților era majorat, de frica unei revolte pe care, eu știu, aglomerația generată de sărbătorile evreiești să nu cumva să degenereze și să izbucnească asemenea revoltă. Da, da. El mai venea Pilat și pentru a da veșmintele de ceremonie preotului, am întâlnit un tratat serios pe subiectul acesta, fiind o perioadă în care istorică, în care simbolul conta foarte mult, se lucra foarte mult cu simboluri, așa cum romanii, atunci când stăpâneau, luau dreptul de a decide asupra vieții și morții, ius gladii, luau de la cei stăpâniți,
cred că aici l-au luat undeva prin anul 6 înainte de Hristos, au luat acest drept, luau și veșmintele marelui preot, le țineau, se pare, în cetatea Antonia și cu ocazia marilor sărbători venea prefectul, mă rog, pentru că el prefect a fost, Pilat din Pont, funcția asta așa s-a denumit până în 36, da, înainte de Hristos. Și el fiind în mandat din 26 până în 36, deci e clar că el a fost prefect, lucru demonstrat și de o descoperire recentă, o piatră descoperită în Cezarea Maritima, care a fost sculptată, realizată și scrisă cu ocazia inaugurării unui mare stadion și pe piatra aceea era scris în cinstea lui Tiberius, care era cezarul de atunci, da, da, este inaugurat acest stadion de către prefectul Pilat din Pont. Deci ne vom referi la el ca la un prefect. Ca la un prefect, de fapt un guvernator al Iudeii. El venea, lua, cum spuneam, veșmintele de ceremonie a marelui preot și atunci, odată cu sărbătorile mari, venea și dădea aceste veșminte pentru îndeplinirea ceremoniei către preot. Dar sunt multe, multe detalii importante care demonstrează cumva și relația între romani și iudei, iudei, da, compromisurile care se făceau reciproc în această, absolut, relație, da, și erau care interese, cumva se vor regăsi și în filozofia procesului. Exact. Ce principii fundamentale ale dreptului roman și legii mozaice au fost încălcate cu prilejul desfășurării procesului Domnului Iisus Hristos? Știm că au fost 6 procese, 3 civile bazate pe legile dreptului roman și 3 religioase pe legea mozaică. Da, deci practic noi ne aflăm într-un moment în care operau două sisteme de drept. Da. Cel iudaic, obiceiul locului, și cel roman, evident, impus de către stăpânitor, de către... Bine, dreptul roman era foarte bine întemeiat la vremea respectivă, era un reper pentru celelalte sisteme de drept. Ca dovadă că și în zilele astăzi dreptul, da, nostru este bazat pe dreptul roman și orice și student francez în anul întâi are un curs de drept roman. Drept roman. Noi l-am făcut cu domnul Molcuț. Cu domnul Molcuț, da. A decedat de curând. Da, da. Sistemul de drept iudaic era folosit și opera cu o singură excepție, la data când vorbim cu privire la proces. Proces, da. Cu excepția condamnărilor la moarte. Da. Chiar dacă exista această interdicție ca sinedriu, guvernul local, tribunalul local, da, să pronunțe condamnări la moarte, s-au mai întâmplat situații, da, dar nu în context în care personajul era atât de celebru, cum este cazul lui Iisus, care o zi înainte era aclamat la intrare în Ierusalim, îl înviase pe Lazar și deja lumea vorbea și se știa, zvonul circula. Sistemul acesta al tribunalului local funcționa cu privire la cauze mai mărunte, să le spunem. Da. Ius gladii, dreptul de a hotărâ asupra dreptului cu privire la viață și moarte, îl ridicaseră romanii. Da. Motiv pentru care preoții s-au temut să-l lapideze, să zicem, cu pietre pe Iisus, așa cum s-a întâmplat în cazul lui Ștefan. Cazul lui Ștefan și da, nu numai. De teamă ca nu cumva romanii care sunt prezenți în Ierusalim cu ocazia sărbătorilor, este prezent și Pilat, da, vor afla și de aici va ieși un conflict între ei și încă un conflict între ei și Pilat din Pont. Așa că dacă ar fi să ne gândim la erorile de procedură, eu aș spune că până să intrăm în erorile de procedură, da, din etapa locală a sinedriului, ar trebui să realizăm că, de fapt, a fost aproape o crimă cu premeditare. Da. Pentru că ei au decis
Ei au decis să-l condamne. Dinainte de proces, chiar și din etapa Sinedriului, exact. Moartea lui Iisus. Era o antepronunțare, juridic vorbind. Ce înseamnă antepronunțare? Judecătorul nu are voie să se pronunțe înainte de a da condamnarea. Ori ei, și funcționa acest principiu și la vremea respectivă. Sigur, sigur. Ori ei s-au antepronunțat, s-au pronunțat înainte de condamnare. Ba mai mult decât atunci. Funcționa un principiu care spunea că dacă există foarte mici dubii cu privire la vinovăția respective persoane, nu va fi... Hotărârea trebuie să fie favorabilă lui. Acuzatului. Da. Ceea ce evident că nu a fost cazul în această situație. Deci, pe de o parte au hotărât moartea lui Iisus înainte de proces, ba mai mult de atât, există un text în care spune că au hotărât să-l omoare și pe Lazar. Da. Deci asta înseamnă că... Da, pentru că el dădea mărturie, sigur, pentru minunea pe care a făcut-o Domnul Hristos după cu Lazar. Care primul moment care ar trebui luat în discuție ca și o eroare judiciară este arestarea noaptea lui Iisus. Da. Nu aveai voie să arestezi noaptea. Noaptea. Nici pe legea iudaică, nici pe nicio legea roman. Da. Noaptea nu se putea întâmpla nimic, totul, tocmai pentru a promova transparența și corectitudinea procedurii trebuia să se întâmple ziua. Ziua. Da. El este arestat noaptea, precizez încă o dată, el nu a fost arestat de romani. Da. Eu am crescut cu imagini în care garda romană îl aresta pe Iisus. Nu. Nu este așa. Am văzut chiar de curând un film în care spunea, tot așa, garda romană a venit, îl aresta pe Iisus și spunea numele cezarului, te arestăm. Absolut fals. Toate dovezile ne indică faptul, dovezile istorice și biblice, și biblice. Că da. Cei de la templu, deci garda templului, a venit să-l aresteze pe Iisus. Romanii încă nu aveau un rol în piesă, încă nu exact. Au intrat în tabloul nostru. Și culmea e că romanii l-au absolvit, iudeii l-au acuzat. Numai că l-au absolvit. O să vedeți că, da. Din punctul meu de vedere, l-am descoperit pe Pilat din Pont o parte din proces ca fiind singurul avocat al lui Iisus. Da. Singurul care încearcă să să-l apere pe Domnul apere Iisus. Pe Iisus. El n-a avut parte, Domnul Iisus n-a avut parte de apărător, deși trebuia să aibă parte. Da, de apărător. Așa este. Legea iudaică spune așa, pentru a fi condamnat trebuia să existe cel puțin doi martori cu declarații identice. Da. Trebuia să fie apărat de un avocat. Da. Procesul trebuia să aibă loc la lumina zilei. Ziua, da. Și de la data la care se pronunță condamnarea la moarte până la data la care se execută condamnatul, indiferent sub ce formă, trebuia să treacă o zi solară. Da, 24 de ore. Da. Tocmai pentru ca în cazul în care apare un element nou care ar putea veni în favoarea condamnatului, să fie timp să se rezolve această problemă. Deci, condamnarea la moarte, în vremuri în care viața unui om nu conta foarte mult, era totuși... Da, urma un proces legislativ. Un proces da. Foarte, foarte riguros, inclusiv în procedura Sinedriului. Exact. Nu mai vorbesc în cea romană. Deci, ca să nu mai vorbesc de faptul că n-avea voie să fie umilit sau bătut condamnatul, acuzatul, înainte de a fi condamnat. Există procedură după procedură, practic, dacă ar fi să facem așa o analiză la sânge, cred că nici o condiție procedurală n-a fost îndeplinită. Probabil că fratele pastor ne va spune ce s-ar fi întâmplat dacă aceste condiții procedurale ar fi fost îndeplinite din perspectiva teologică. Și atunci, dacă toate condițiile procedurale ar fi fost îndeplinite, n-ar mai fi existat condamnare, n-ar mai fi existat condamnat, da. N-ar mai fi existat răstignire. Ce s-ar fi întâmplat din perspectivă teologică? Probabil că dumneavoastră, cu siguranță da. Dumneavoastră, eu nu-mi permit să mă avânt în subiectul acesta. Dar, evident, procedura a fost călcată și, atenție, nu din... Aproape că nici n-am putea să spunem că este o eroare judiciară. Eroarea în sine înseamnă că fără știință n-am știut, n-am respectat ceva. Da. Este practic o crimă cu premeditare, o infracțiune continuată. Da, da, da. Pas cu pas, pas cu pas. Oricare din procedurile impuse de legislația Sinedrului a fost călcată. Ba mai mult decât atât, vă amintiți, este și celebră. De fapt, procesul a lansat mai multe sintagme celebre. De la mă spăl pe mâini ca Pilat din Pont, până la, de la Ana la Caiafa. Da, da. El a fost dus prima dată la Ana. Da. Ana nu mai era mare preot în zilele acelea. Era adevărat, era socru marelui preot, Caiafa, în funcție. Se spune despre Ana că el
avea în continuare foarte multă autoritate, coordona cam toată activitatea economică de la templu, boxele acelea de schimbat bani erau în proprietatea lui, avea o puternică autoritate. Aici se împart cumva juriștii și spun, domne, a fost primul moment în care Sinedriul s-a întrunit. O altă parte din juriști, și nu numai juriști, spun că nu, în etapa asta nu a fost întrunit Sinedriu, ci a fost o încercare de rezolvare sub o altă formă decât procedurală a problemei, de către Ana și o parte dintre cei care compuneau Sinedriu. Sinedriu era tribunalul local, guvernul local, compus din 71 de membri. Am citit undeva că pentru a funcționa legal trebuiau să fie minim 23, dar cea mai interesantă parte abia acum apare. Marele preot n-avea obligația să-i convoace pe toți. El putea să convoace pe cei 23 care vroia el. Și atunci i-a convocat pe cei care erau în avantaj. Cunoaștem cu toții următoarea etapă. Se merge la Caiafa. Am pomenit întreagă de călcările de procedură de acolo. Imparțialitatea judecătorului de care vorbea da. Nu mai devreme. Pentru că ei erau dușmanii. N-a existat, mai mult de atât, gestul cu sfâșierea hainelor, care era interzis marelui preot, și am găsit text de lege care spune că nu, să nu sfâșie hainele marele preot. Da. Și-a arăta spus atât de clar că dorința marelui preot nu era de a găsi un adevăr, nici măcar adevărul judiciar, ci de a-l condamna la moarte pe Iisus. Interesant e că din Vorum lipsea Nicodim și Iosif din Arimatea, care trebuia să facă parte. Raportat la ce vă spuneam mai devreme, da. Nicodim a mai avut lor de poziție și era cunoscut că ar putea să ridice unele semne de întrebare cu privire la procedură, da. Motiv pentru care a fost practic evitat. El nu a avut într-adevăr apărător, era un ucenic pe acolo care ar fi putut să fie apărătorul lui sau martorul lui, Nicodim ar fi putut să fie avocatul lui, dar nu... N-a fost convocat, celălalt s-a temut, da. S-a lepădat, cum se spune, de prietenia cu Iisus și următorul moment este cel al întâlnirii cu Pilat. Există o dispută puternică între locul desfășurării celebrului proces. Unii spun că este vorba de Palatul lui Irod cel Mare, care era foarte aproape de dealul Căpățânii, unde s-a și săvârșit răstignirea, condamnarea, executarea. Alții spun că ar fi în cetatea Antonia. Majoritatea înclină către Palatul lui Irod, pentru că oferea tot confortul cu care era obișnuit Pilat și că acolo ar fi fost tot procesul. E un lucru foarte complicat din perspectiva arheologică. Îmi explica profesorul Aldea. Știți, anul trecut, cea mai veche revistă de drept din România a împlinit 150 de ani, revista Dreptul. Și atunci toată lumea a hotărât că în fiecare lună din anul trecut să dedicăm unui eveniment și să organizăm o conferință. Și m-am gândit eu așa, zic, nu se poate, în seara de sărbătorilor de Paște, am propus să se discute, să fie o conferință despre procesul lui Iisus. Și a fost preluată și există în volumul omagial. La acea conferință n-aveam cum să nu-l invit și pe profesorul Aldea, care cunoaște din perspectivă arheologică subiectul. Subiectul, da. A fost invitat unul dintre cei care a scris în literatura românească foarte mult pe acest subiect, profesorul Mircea Duțu, directorul Institutului de Cercetări Juridice de la Academia Română, a scris foarte mult pe acest subiect, are chiar două cărți. Unul se cheamă Procesul lui Iisus, iar celălalt se cheamă Pilat din Pont, cealaltă se cheamă Pilat din Pont. Și a mai fost invitat și a participat un profesor din Franța și profesorul preot Mihai Marian, cumva? Tofană, de la Babeș-Bolyai, de la Teologie Ortodoxă din Cluj, care are un ciclu de conferințe foarte interesant cu privire la subiectul procesului Iisus și care a răspuns invitației și a fost foarte încântat că ne-am adunat așa de peste tot, având același obiectiv să ne edificăm cu privire la acest proces. Ei, profesorul, scuzați în paranteza, profesorul Aldea, spunea, domnule, e foarte complicat acolo din perspectivă arheologică, pentru că Ierusalimul practic a fost ras de două ori, complet.
toate vestigiile sunt undeva la cel puțin 3 metri sub pământ, deci se sapă și e și mai complicat că între timp s-au construit alte edificii, alte clădiri deasupra. Dar, totuși, coroborând așa tot felul de informații, se pare că acest proces a avut loc în Palatul lui Irod cel Mare. Tata lui Irod, care a încercat un fel de judecată a lui Iisus, atunci când a încercat cumva Pilat din Pont să se derobeze de competența aceasta și a prins cumva povestea competenței teritoriale, competenței locului, da. Și a trimis la tetrarhul iudeii și a perei care era prezent și el acolo, Irod. Antipa, cel care cu Ioan Botezătorul a oferit capul acestuia capul pe tavă. Da. Și nu știu dacă continui acum cu etapa romană. Putem continua, vroiam să mai punctez ceva, că așa după regulile procedurale, nu să intrăm foarte tehnic în lucrurile acestea, ca să fie o dezbatere accesibilă oricui, cel care se autoincriminarea aceasta putea sau nu putea să fie luată în considerare. Depinde cum o făcea și depinde ce dovezi aveau. Cert este că faptul că a fost acuzat de blasfemie Domnul Iisus și că Domnul Iisus a spus da, eu sunt Dumnezeu, eu sunt împăratul, se considera un aspect de autoincriminare. Da, și aici există mai multe teorii. Da. Într-adevăr și astăzi regina probilor este mărturisirea. Da. Dar ca și astăzi există unele semne de întrebare care pot anula respectiva mărturisire. Da, adică i-au profitat de lucrul acesta ca să-l acuze de blasfemie. Practic. Da, dar vedeți. Dar n-avea un suport real. Iarăși ne aflăm într-o etapă în care ei încercau să îmbrace procedural o decizie, o sentință pe care ei deja o pronunțaseră. Da. Pentru că, dacă veți urmări și știți foarte bine lucrul acesta, ei convertesc condamnarea care au pronunțat-o în cadrul Sinedrului, că este fiu de Dumnezeu, da. Pe drum până la Pilat, o convertesc în se crede împărat. Da. Pentru că, vă dați seama, în fața lui Pilat nu reprezenta nimic că e fiul de Dumnezeu. Foarte bine, treaba voastră, rezolvați-vă problema. Da. Dar aici se punea o altfel problemă. Vedeți? El era dominat de două lucruri, Pilat. Odată, erau regulile lui Ulpian care spuneau aveți grijă cum judecați. Da. Și au fost cazuri în care judecători romani au pronunțat condamnări la moarte și ulterior, constatându-se că respectivul condamnat a fost nevinovat, au plătit ei cu viața. Au fost cazuri din acestea. Da, au fost condamnați la moarte. Au fost condamnați la moarte. Da, așa este. Și a doua, era o lege mai veche care a fost parcă potențată așa cumva de Tiberius, o lege Iulia de Les Majestate, care spunea că orice atitudine, gând, vorbă împotriva care ar putea uzurpa calitatea de cezar, înseamnă condamnare la moarte. Vă dați seama, erau situații în care cineva a schimbat niște statui din propria grădină și a fost condamnat la moarte, pentru că una din statui îl reprezenta pe cezar. Altul a vândut o grădină în care erau și statuile cu cezarul și s-a considerat că e o desconsiderare dacă ai vândut tu Les grădina. Înseamnă că nu-l consideri atât de mult și nu ți la cezar. Și într-o perioadă din asta, tulbure, și într-o perioadă în care cezarul avea nevoie, el oricum era bolnav Tiberius, era plecat deja în insule, a fost o perioadă în care chiar Roma era condusă de șeful gărzilor lui, bun prieten cu Pontius Pilat, cu Pilat din Pont, pe baza acestei prietenii și pentru faptul că Pilat din Pont avea și unul din titlurile de cavaler foarte importante la vremea respectivă, după Senat era imediat acest titlu, se presupune că astea au fost motivele pentru care el a venit în provincii cu soția lui Iulia Procula. Pentru că, de regulă, reprezentanții Romei în teritoriu nu se duceau cu soțiile. Foarte rare sunt cazurile. Unul din aceste cazuri rare este Pilat cu Claudia Procula, care îi a avut spune visul respectiv și a pus o presiune suplimentară pe Pilat. Deci Pilat era
imaginați-vă Pilat, care nu era o balerină, era un soldat călit prin lupte, gândea soldățește, avea și o istorie complicată cu Sinedriu. Sunt multe situații în care el a rezolvat problema foarte sângeros, a luat bani de la templu ca să construiască apeductul, a intrat cu semnele romane în locurile considerate, nu avea o relație extraordinară cu ei. E, și deodată Pilat se trezește în situația în care șefii locali, care de multe ori părau la Roma pe guvernator, vin și spun, domne, neapărat condamnă la moarte, că nu mai ai viață liniștită cu noi. Adică cum tu nu ești prieten cu Cezarul? El avea și un titlu de Amicus Cezare, ăsta, Pilat din Pont. Deținea și titlul acesta. Și de asta ei au venit și au spus, tu nu ești prieten cu Cezarul? Păi noi avem un singur împărat. Deci cei care spuneau că singur împărat este Dumnezeu, de data asta spun, noi avem un singur împărat, pe Cezar. Tu nu ești prieten cu Cezarul? Pe el se crede Cezar. Deci în momentul ăsta a pus o presiune, un șantaj practic la adresa lui Pilat, care s-a temut că la Roma se va afla că a închis ochii la o crimă de lez majestate, da, că nu ține treburile cum trebuie în frâu și sub control, uh-huh, și de ce nu poate fi chiar schimbat, schimbare care i-ar fi schimbat și lui un mod de viață foarte confortabil. Era un mic Cezar aici. E adevărat că între Cezar și el mai era cel care guverna toată Siria și era cumva o de importanță, să zicem, medie Iudeia pentru Roma, dar el era un jupân, trăia în lux, avea drept de viață și de moarte. Avea putere, nu? Da. Avea putere, făcea ce-i trecea prin cap, nimeni nu îndrăznea nici să ridice privirea în fața lui. Exact. Și deodată, dacă află Cezarul, dacă Cezarul mă mută de aici, ce se întâmplă cu mine? Își face griji și temeri. Sigur, soția, da, pune presiune și el era un tip tocmatic. Romanii aveau mulți zei. Gândiți-vă că ei trăiau în spaima asta în raport de zei, că se vor răzbuna zeii și trebuie tot timpul să rămână în grațiile acestora. Și vine și soția și spune, să n-ai de-a face cu omul acesta, că e nevinovat. Am visat eu. Da. Îți dai seama în ce situații se afla, plus convingerea lui personală că Iisus este nevinovat. Da. L-a și pronunțat de trei ori. Exact, da, a fost un rechizitoriu, a fost chiar o achitare, a fost o mărturisire a Domnului Iisus Hristos. Deci el a trecut prin niște faze procedurale, se pare că ar fost singurul care totuși a respectat regulile de drept. Se spune că acolo, pe de-o parte, cei din Sinedru n-au intrat. Da. În sala de judecată, cum se spune, că s-ar fi spurcat pentru sărbătoarea de-a doua zi. Dar se pare că totuși se presupune, nu există un document istoric care să ateste, dar din contextul general și din obiceiul vremii, s-a ajuns la concluzia că ar fi fost însoțit și de un retor care avea darul de a traduce, pentru că Pilat știa evident latina și ceva greacă. Se pare că Iisus știa evident aramaica și ceva greacă. Greacă era foarte cunoscută în perioada respectivă pentru că era limba negoțului. Comercianții care circulau prin tot teritoriul vorbeau grecește. Dar retorul acesta, pe lângă traducere, avea și rolul de a consilia cumva juridic condamnatul. Da. Nu există o dovadă scrisă, dar da, se presupune, având în vedere toate acestea. De altfel, noi nu avem niciun document scris cu privire la desfășurarea procesului în afară de textul biblic. Avem documente care atestă indirect existența inclusiv a procesului. Practic, prima minută pe care o avem ca urmare a unui proces e de la Jeanne d'Arc, Ioana d'Arc. Da. Să explicăm un pic ce este o minută. Da, minuta practic spune scopul procesului, condamnatul, da, pe scurt, fapta, pe scurt. Foarte pe scurt. Da, foarte unii pe scurt. Spun că de fapt acel titlu ăla care se bătea pe cruce reprezintă un rezumat al unei asemenea minute, pentru că acolo spune care i-a fost vina lui și de ce a fost crucificat. Iisus, cine a fost? Împăratul lui. Și culmea este că rămâne ca un simbol al faptului că era împărat. Așa este. Da. Așa este. De fapt, de asta și preoții au vrut să schimbe. Da. Și el a zis ce scris, a rămas scris Pilat din Pont. Pilat al nostru, frământat de tot ceea ce am spus, declarându-l pe parcursul procesului de trei ori l-a declarat nevinovat. Da.
simte că nu poate să pronunțe. De frică față de principiile lui Ulpian, de frică față de ce a zis soția, de raportat la convingerile personale și spune, a, e Irod aici. Da, îl trimitem la Irod. Este obiceiul locului, ia să vedem competența teritorială. Deci, de fapt, nici nu trebuia să-l judece Pilat. Nu, dar Pilat era singurul care putea să-l condamne la moarte. E adevărat. Și el zice, du-te la Irod. Irod, iarăși un personaj interesant, pentru că el ținea la Ioan Botezătorul. Adică era fascinat de Ioan Botezătorul. Ba mai mult, el a trăit când auzea despre Iisus și ce se întâmplă cu Iisus în... pe unde circula Iisus, el a crezut că este Ioan Botezătorul reîntrumpat în viață, înviat. S-a bucurat că vine Iisus la el din două perspective. Una, să se convingă este Ioan Botezătorul sau nu. Exista și o curiozitate acolo, că tot îl punea, fă o minune, vreau și eu să văd o minune, știi? Și doi, el nu era în froac cumva, nu era în cele mai bune relații cu Pilat și a considerat gestul ăsta ca fiind un gest de împăcare din partea lui Pilat. Uite, bă, îl trimite pe Iisus, să-l judec eu, îmi respectă și îmi confirmă autoritatea mea locală Pilat. Și de asta l-a primit. Iar Iisus, dacă în fața lui Pilat a discutat și a avut un dialog interesant, aici nici măcar nu n-a mai deschis gura. Și a dat seama că n-are de ce să discute cu Irod, motiv pentru care Irod trimite din nou această povară a judecării și a condamnării în curtea lui Pilat. Din Pont, care mai are el, cât mai încearcă vreo două tertipuri până la final. Dar ce interesant că această stare de nesiguranță, eu îl văd pe Pilat un pic nesigur în hotărârea pe care o are de luat, face ca să fie ca o învinuire, ca o vinovăție. Deci faptul că n-a fost hotărât în a spune nevinovat, îl atrage prin consecință învinuirea lui Pilat, chiar a lui Pilat, deși își dă seama că e nevinovat. Dar faptul că nu spune hotărât că e nevinovat, atrage învinuirea lui. Am aici deschisă Biblia în Evanghelia după Marcu, capitolul 14. Și ce s-a spus mai înainte, aici se precizează foarte clar de către Marcu. După două zile era praznicul Paștelor și al azimilor. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau cum să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l omoare. Deci ideea lor era deja, vroiau doar forma să o împlinească. Adică scopul deja era foarte bine stabilit. De cine? De către preoții cei mai de seamă și de cărturari. Da. Mai târziu, câteva versete mai jos, spune că Iuda Iscarioteanul, unul din cei 12, s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să le vândă pe Iisus. Au găsit deja prilejul. Da. Acum, mergând la Pilat, de ce s-a temut Pilat? A încercat să găsească o rezolvare. Dar care a fost teama lui Pilat? Și am ajuns la concluzia că teama lui Pilat a fost legată de consecințe. Pentru el, cred că era clar că Iisus nu trebuia condamnat la moarte. Era clar că preoții sau cărturarii aduceau o vină care nu îi se putea imputa. Dar teama lui care a fost? De consecințe. Și de ce a avut parte Pilat? Exact de consecințe. Exact. Până la urmă, Pilat va fi condamnat la moarte. În altă ocazie, nu după proces. Asta e culmea, că de ce se frică nu scapă. Sunt vreo trei variante care se pun în dreptul morții lui Pilat. Una dintre ele, da, este condamnarea la moarte. Ala doua e că s-ar fi sinucis. Și a treia, că ar fi murit undeva ca fermier, având o moșie, nu știu pe unde. Dar cea mai îmbrățișată așa de către toți este că a fost condamnat la moarte, tot ca urmare a unor decizii din astea greșite. Cumva a prevenit, a anticipat întrebarea fratele pastor, că m-am gândit așa, știm că Domnul Iisus trebuia să se nască, să trăiască, să moară pentru noi, profețiile trebuiau să se împlinească, dar de ce totuși a fost inevitabil să existe un Pilat din Pont
plin de îndoială, de nehotărâre, la momentul când trebuia să iau hotărâre în favoarea Domnului Iisus Hristos, și a trebuit să existe un Iuda care să-L trădeze pe Domnul Iisus Hristos și prin care planul lui Dumnezeu s-a împlinit. De ce totuși? Adică nu se putea, nu se putea altfel, dar îți pui întrebarea, omenește vorbind. Ca, eu știu, ca un răspuns din partea Scripturii, teologic, răspunsul este că se putea. Adică nu avem de a face cu o piesă de teatru. Nu, și Dumnezeu absolut a căutat niște oameni pentru niște roluri. Cine să-L condamne? Iată, inventăm pe Iuda sau să-L vândă. Da. Cine să-L condamne? Pilat. Și a inventat niște roluri. Și Domnul Dumnezeu transmite prin profeție înainte niște lucruri care aveau să se întâmple, nu lucruri care erau determinate, predestinate. Da. Adică Iuda nu s-a născut predestinat să-L vândă pe Domnul Hristos sau ceilalți, fiecare cu rolul lui. Ci Dumnezeu a descoperit ce aveau să facă acești oameni în condițiile respective. Pe de altă parte, vedem că Dumnezeu le dă acestor oameni toate ocaziile și șansele să nu facă așa. Iuda este luat în rândul ucenicilor. Da. Este iubit ca ceilalți. Este spălat pe picioare ca ceilalți. Are un rol pe care ceilalți nu-l au. Ceilalți își împărțeau funcțiile, discutau despre ele. Iată că Iuda primește deja o funcție în grupul acesta. Și cu toate acestea, Iuda merge pe drumul lui. Are Iuda vreo scuză? Și răspunsul este nu. 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 Și totuși își dă seama că a fost vinovat și se sinucide. Pilat, de exemplu, Pilat, are și el toată susținerea, visul acela. Dumnezeu l-a trimis nu întâmplător soției. Celelalte elemente care vin, nu degeaba sunt aduse acolo în discuție. Putea Pilat să-l declare nevinovat și asta să fie sentința finală? Da, putea. Și eu am convingerea fermă că fiecare a avut dreptul lui de alegere. Și nu numai că a avut un drept de a alege, ci i s-a și oferit oportunitatea să aleagă altceva. Și că alegerea pe care a făcut-o și Iuda și Pilat și toți ceilalți din toată această poveste este o decizie personală. De exemplu, în Crezul Apostolic, alături de Iisus și de Fecioara Maria, este pomenit un singur nume, al treilea e Pilat. Știți, de exemplu, că în Biserica Coptă și Pilat și Claudia Procula sunt considerați martiri și sfinți? Da. Și pentru mine a fost o surpriză. Probabil că s-au gândit la o altă perspectivă, dar eu mă reîntorc la cea prezentată de dumneavoastră și cred cu tot sufletul că așa este. Cred că întâmplarea era scrisă, ea a fost știută dinainte, dar fiecare dintre ei au ales să fie personajul respectiv, ca o decizie personală. Au avut șansa să aleagă, fiecare. Și cred că au avut mai multe oportunități de a alege și Dumnezeu le-a oferit aceste oportunități, ba chiar poate la un moment dat i-a îndemnat într-o anumită direcție, dar ei au ales altceva. Și ei nu vor putea niciodată să ridice această excepție procedurală. Sigur că da, excepție procedurală. Da, da. Legat de Iuda, de exemplu, ați amintit de faptul că i-a părut rău. A fost un regret tot față de consecințe. El nu s-a pocăit ca Petru. Ca Petru, da. El s-a gândit ce urmează să se întâmple pentru ceea ce a făcut și s-a spânzurat. Pocăința adevărată nu te duce la spânzurătoare, la sinucidere, ci te duce la Hristos. Da. Întrebarea pe care unii o ridică sau problema pe care unii o pun este în felul următor. Păi dacă nu-l mai vindea Iuda, dacă nu-l mai condamna Pilat, păi Domnul Hristos nu mai murea și noi nu mai eram salvați. Da, da, aceasta răspunsul ar fi fost consecința. Nu. Da. Pentru că dacă luăm acum raportul Scripturii, când a fost momentul când Domnul Hristos și-a dat viața? Pe cruce? Nu. În grădina Ghetsemani. Acolo a fost lupta, acolo s-a predat, acolo, din punct de vedere omenesc, putea să moară. Da. Spune că sudoarea i s-a prefăcut în sânge. Sânge. Ce spune asta? Că era într-o anumită fază care ducea la moarte. De ce n-a murit acolo? Pentru ca istoria să-și urmeze cursul și să se vadă ceea ce fac și oamenii în povestea aceasta. Adică, unde ajunge păcatul? Da. Ca să vezi imaginea urâtă a păcatului, lucrurile au mers mai departe. Putea Dumnezeu să, eu știu, să-L dea pentru noi pe Domnul Hristos pe, nu știu, în altfel? Da.
Puteam. Adică Dumnezeu nu este constrâns de noi. Dumnezeu nu este limitat de noi. Dumnezeu nu este, eu știu, dependent de noi. Dacă noi nu vrem, Dumnezeu nu are soluții și uite că nu mai poate să ne salveze. Nu e adevărat. Da. Dumnezeu are soluțiile. Partea aceasta arată cât, unde duce păcatul. Adică imaginea aceasta este de neînțeles, de necrezut. Gândiți-vă la Adam și Eva. Dacă li s-ar fi povestit, dacă ar fi văzut acest film, să zic, li s-ar fi arătat cum Salvatorul este omorât de urmașii lor. Da. Da. Adică eu vin să vă salvez și tocmai eu sunt cel crucificat. Da. Cred că n-ar fi putut să creadă așa ceva. La ei s-ar fi părut o grozăvie. Dar iată unde duce calea aceasta. Pe cel care vine să te salveze, să-l consideri dușmanul tău. Adică, vedeți, aici este problema pe care vreau să observăm care are legătură și cu noi. Da. Să ajungi să consider binele rău, rău și răul bine. Da, aici toți suntem în situația aceasta. Da. Toți putem ajunge în situația aceasta. Și al doilea lucru pe care vreau să subliniez este teama de consecințe. În contextul sfârșitului, Ellen White vorbește în cartea Tragedia Veacurilor de acei bărbați, bărbați și femeia spun, adică oamenii lui Dumnezeu care vor rămâne de partea lui Dumnezeu în evenimentele finale. Și exact lucrul acesta spune, ei nu se vor teme de consecințele, vor lăsa în seama lui Dumnezeu. Vor rămâne pentru adevăr, chiar dacă s-ar surpa, s-ar distruge lumea sau cerul, ar cădea cerul, și vor lăsa consecințele în seama lui Dumnezeu. În seama lui Dumnezeu. E foarte important ca noi să nu judecăm în contextul consecințelor. Dacă eu acum nu fur sau dacă nu mint sau dacă nu fac nu știu ce, se va întâmpla nu știu ce. Lasă consecințele în dreapta lui, în treaba lui Dumnezeu, în planul lui Dumnezeu, rămâi pentru Dumnezeu nejudecând lucrul acesta. Da. Luând în cap. Știți, mă gândeam acum când vă ascultam că teoria consecinței e valabilă și în dreptul lui Iisus și în dreptul celorlalți, numai că din perspectivă diferită. Da. Datorită consecințelor, Iisus a acceptat să se jertfească și să moară, iar ceilalți, din teama consecințelor, au acceptat să contribuie la moartea unui nevinovat. E un joc interesant, pentru că, așa cum spuneați mai devreme, toți au avut posibilitatea să aleagă. Și-au ales confortul. Chiar dacă nu le-a ieșit până la final. Da, da, da. Și Iisus a avut tot timpul posibilitatea să aleagă. Da. Iisus, să știți că n-a fost scos din povestea asta și a fost obligat să facă ceea ce a făcut. Și el a avut aceeași posibilitate să aleagă, cum au avut posibilitatea să aleagă și preoții, și Iuda, și ucenicii, Pilat, și poporul. Și toți. Da, da. Numai că el a ales suferința și durerea pentru ceilalți. Cineva spunea că, într-un mod interesant, am citit paragraful ăsta, era o confruntare de religii și la un moment dat când află despre creștinism, cineva care îmbrăca o religie mai agresivă spune că, domne, foarte interesant, la noi toți ne dăm viața pentru unul, pe când la voi unul și-a dat viața pentru toți. Da. De unde avem dovada aceasta că Domnul Hristos ar fi putut să renunțe? Ar fi putut să nu accepte să meargă mai departe? Chiar cel rău l-a determinat, adică a vrut să-l determine, l-a presat până în ultima clipă să dea jos de pe cruce. Dă-te jos de pe cruce. Da. Dacă ești Hristos, o fă o minune. Da. De ce? Pentru că știa că pierde războiul și dacă Domnul Hristos ar fi renunțat, era în favoarea lui. Da, deci cu siguranță că miza aceasta a fost în joc până la sfârșit. Până în ultima clipă. Până în ultima clipă, sigur că da. Chiar și grădina Ghețimani ne arată că el putea să renunțe și a fost într-un dialog. Că a suferit exact cum ar fi suferit oricare om. Și a avut slăbiciunile pe care le-a avut oricare om. Și a făcut față, cum știm cu toții. De altfel, crucea și răstignirea este o altă parte a procesului lui Iisus, foarte interesant de abordat, pentru că romanii aveau dreptul, aveau obiceiul de a executa de o condamnare capitală în mai multe feluri. Era capului care era rezervată cetățenilor romani, considerându-se mai nobilă, mai blândă, aruncarea la animale, la lei, și obiceiul ăsta luat de la cartaginezi, de crucificare
un obicei pe care ei tot l-au upgradat, l-au dezvoltat vreme de 100 de ani, ei au introdus fărâmatul fluierilor picioarelor, romanii, da. Nu cartaginezii, și care era folosit de regulă cu scop demonstrativ. Dacă faceți ca... Așa veți păți. Și dura, au fost cazuri în care timp de 10 zile s-a chinuit pe o cruce un condamnat. De regulă murea între 3 și 5 zile, dar timp de 10 zile, n-a fost cazul lui Iisus. Dimineața a fost pronunțat pe la 3, se apreciază că în acea zi s-a sfârșit. În condițiile pe care le cunoaștem. Dar dacă mi este permis, vreau să revin încă o dată la Pilat, care se trezește cu același caz, Iisus, cu presiune din partea... nu știm dacă Ana și Caiafa au fost prezenți cu ceilalți mari preoți la Pilat. Unii scriitori spun că ei au rămas să rezolve problemele administrative legate de sărbătoare și ceilalți mari preoți au venit la Pilat. Nu avem nici atestări că au fost, nici că n-ar fi fost, dar Pilat procedează la un tertip la care apelau mulți judecători romani în situația în care publicul cerea cu condamnare la moarte, iar ei n-aveau convingerea că respectivul acuzat merita acea condamnare. Se spală pe mâini. Până l-a spălat pe mâini, spune așa, îl biciuiesc și dau drumul. El face și precizarea asta. Da. Pentru că la un moment dat a zis, domne, ce crud, ce ticălos ăsta, Pilat, îți dai seama, dacă tot l-a răstignit, de ce l-a mai și chinuit înainte? Eu am trăit cu impresia asta multă vreme, până am studiat, nu doar am citit textul. El nu se gândea că va ajunge la cruce. Credea că pedeapsa aceasta extrem de sângeroasă. Biciul era special construit ca să răsfâșie, să rupă carnea de pe condamnat. Și era un spectacol foarte sângeros, dureros, cu vaete, foarte impresionant. Și se gândea că acest spectacol, biciuirea lui Iisus, va impresiona, va potoli setea de sânge a celor care cereau moartea lui Iisus. Da. Repet, judecătorii romani de mai multe ori apelau la acest tertip, potoleau publicul, vedeau că ei, judecătorii, pactizează cu dorința publicului, dar totuși nu îl condamnau la moarte pe respectivul acuzat. Și a spus, îl biciuiesc și dau drumul. Deci el nu se gândea în momentul acela că va ajunge Iisus la cruce. Nici da, în momentul da, acela. Da. Dar le-a făcut o concesie care de fapt a dus la da. Ultimul. În final, știm cu toții, de data aceasta a trebuit să cedeze șantajului și presiunii pe care o exercitau da. Cei de la templu, un raport de relația cu Roma, și se merge la răstignire și celebrul gest și zicală cu spălatul pe mâini, sângele lui să cadă asupra voastră, și aici pe mine m-a lăsat paf da. Răspunsul preoților care spun asupra noastră și asupra a copiilor noștri. Mi se pare așa atât de îngrozitoare. Da, da. Deci parcă cineva le-a luat mințile. Parcă nu mai judecau. Da. Toți care sunteți părinți, puneți-vă o clipă în contextul ăla, băgați-vă așa printre preoți, strigați cu mulțimea și la un moment dat, cum adică să cade și asupra copiilor când și știu că nu-i vinovat. Da. Da, adică e ceva îngrozitor. E ceva înfiorător. Da. Și totuși se merge până aici și în timp se dovedește că da. Lucrurile funcționează totuși cum spune Dumnezeu. Iosif, Nicodim ratează șansa să fie avocații lui Iisus. Nicodim a încercat a doua oară, se pare că n-a mai fost convocat. Iosif avea autoritate, dar n-a exercitat-o. Noi nu știm de Iosif din perspectiva asta decât după ce moare Iisus. Când se duce, cere trupul lui Iisus și se dă foarte repede, ceea da. Ce înseamnă că el avea un anumit statut, avea o anumită relație cu autoritățile, dar toate astea au fost făcute după. Și nu înainte. Când era prea târziu. Am mai avea două întrebări de câte două minute. Ar fi fost mai multe, dar prin răspunsurile dumneavoastră s-au cam acoperit.
Ce s-ar întâmpla dacă Domnul Iisus ar trebui să trăiască în timpurile noastre și să fie judecat după legislația actuală? Da. O prietenă de-a mea, avocată, mi-a zis ar fi și mai rău. Deși avem foarte multe prevederi legale care vin în sprijinul chiar a celui condamnat, adică și, nu, prezumția de nevinovăție, s-ar porni de la prezumția de nevinovăție, să zicem. Mă străduiesc, mă gândesc să spun o mică glumă care spune tot despre... Așa, așa. Doi români, prieteni, stau de vorbă și unul îi spune, măi, trebuie să-mi aduci 10.000 de euro. De ce? Pe fiul tău a venit, mi-a spart casa, a furat din casă, dacă nu-mi dai 10.000 de euro, mă duc la judecător, te dau în judecată și... Ăsta îți duce acasă, disperat, dragă, scoate 10.000 de euro, trebuie să-i duc lui Ion, nu știu ce, 10.000, dar de ce? Pensi că băiatul nostru i-a spart casa, a furat, nu știu... Ăsta se uită, mă, e sănătos. Păi de ce, mă, trebuie să duc, nu vreau să ajung la instanță. Păi dar noi n-avem niciun copil. Ah, da, ai dreptate, se relaxează, după care zice, nu, dăm totuși 10.000 de euro, dar de ce? Păi eu știu peste ce judecător dau. Așa și aici, raportându-ne la... Un transfer în timp. Așa, un exercițiu de imaginație. N-aș garanta că ar fi altă soluție. Da. Legea și atunci și acum ar fi prezumat o condamnare corectă sau o eliberare. Eliberare. Ca urmare a respectării tuturor regulilor și constatării a faptului că respectivul acuzat este nevinovat. Și atunci... Și acum, legea îmi garantează teoretic acest lucru. Numai că și atunci, și acum, și astăzi, modul cum se aplică apare legea. Da. Un element care se cheamă omul, da. Cu toate frustrările lui, cu toată educația, cultura, cu toate răutățile lui, cu toată nașterea lui în păcat, care de multe ori face ca... adevărul judiciar, cum îl declară juriștii, să nu corespundă cu adevărul adevăr. Da, adevărul faptic. Situația de fapt, cu situația de drept. Cred în justiție. Da, cred și în justiție. Cred că are rolul ei foarte definit. Cred în rolul instanțelor și a tuturor instituțiilor care se ocupă de asta. Nici nu vreau să-mi imaginez ce ar fi dacă n-ar exista. Da. Dar în același timp... Omul este supus greșelii, chiar dacă e judecător. Tot, omul este om și asta înseamnă că nu este perfect. Așa este. Și o ultimă întrebare. Domnul Hristos și-a dat viața pentru noi ca să fim răscumpărați din păcat și să primim viața veșnică. Nu se putea altfel. Sentința lui s-a transformat în salvarea noastră. Darul acesta minunat al salvării este însoțit de vreo condiție? Știți, noi discutăm despre procesul lui Iisus și poate mai aproape de noi este procesul nostru. Da, așa este. Faptul că a existat un proces și o condamnare incorrectă față de Iisus duce la un proces și, dacă îmi dați voie, o condamnare incorrectă sau eliberare incorrectă pentru noi. Da. În mod normal, dacă ar fi să judecăm după legile cerești și omenești, El, adică Domnul Hristos, trebuia să fie liber, nevinovat, să trăiască și noi, oricare dintre noi, să fim declarați vinovați și să plătim pentru asta cu moartea. Suntem exact invers. Cred că ar trebui să fim foarte mulțumitori, să apreciem lucrul ăsta. Să nu ne gândim la acest aspect doar câteodată, de Paște sau, nu știu, da, când și când. Da, da. Ci cred că ar trebui să fie mai des. Zilnic. Și atunci când ai această posibilitate, se vede dacă îi dai valoare. Există o istorie adevărată. N-am acum toate, e pe telefon, dar nu e timp să citim. Ideea este următoare, așa nume că într-o familie se nasc doi băieți, sunt gemeni, caz real. Părinții mor, ei sunt mici și sunt înfiați de două familii diferite.
la vremea aceea nu exista regula ca frații, mai ales dacă sunt gemeni, să fie luați în aceeași familie. Unul dintre ei ajunge mare în societate, apreciat, om de onoare și așa mai departe, celălalt ajunge în închisoare. Este procesul, este declarat vinovat și este condamnat la moarte. N-are nicio șansă să fie liberat. Încearcă, fratele lui aude din ziar, vede poza că seamănă cu el, află de la părinți toată istoria, se duce acolo, încearcă să-l ajute, nicio soluție. Și atunci îi vine în minte un lucru. Să ia locul. Să duce în închisoare, îl vizitează, fratele lui este mirat că are un frate, îi spune povestea și îi spune: am venit aici să rămân eu în locul tău și tu să pleci. Și nu acceptă. A zis: nu e adevărat. Nu pot să accept lucrul acesta. Se duce de câteva ori în închisoare cu această propunere, de vreo 3 ori parcă, spune istoria. Până la urmă, fratele acceptă, schimbă hainele și iese cel vinovat. Rămâne cel nevinovat. De-aia a spus un lucru. Ai grijă. Vei ieși din închisoare. Dar acum tu trebuie să trăiești viața lui Armando. Nu mai este viața ta. Te duci în familia unde am fost înfiat, vezi să te duci la slujba unde sunt eu, tu joci rolul celuilalt. Ceva asemănător ar trebui să ne gândim și noi. Nu doar că am primit o iertare sau o înlocuire pentru vina noastră, dar trebuie să trăim și o altă viață. Adică se transpune și în, dacă apreciezi lucrul ăsta, dacă îl crezi în primul rând, dacă îl apreciezi, înseamnă că și trăiești altfel. Mai, da, știți, mă gândeam când spuneați despre lege, da. De fapt, cred că procesul lui Iisus și ce s-a întâmplat este o pledoarie pentru dragoste și pentru lege, legea divină. Pentru că dacă plata păcatului este moartea, cineva trebuia să făceați comparații între vinovați și nevinovați. Toți ceilalți erau vinovați și Iisus nevinovat. Și au plătit exact invers. Nevinovatul a plătit cu viața, iar ceilalți au trăit. De ce? Pentru că s-ar fi putut Dumnezeu, în puterea lui, ar fi putut să zică, hai domne, gata. Salvăm și îmi salvez și fiul, vă iert și pe voi, ajunge, am ajuns la cruce. Nu. A fost respectul față de legea divină pe care o cunoșteau toți și pe care trebuiau să o respecte toți. Și orice compromis în raport cu această lege ar fi vulnerabilizat legea în sine. De asta mi s-a părut interesant pledoaria asta, de fapt, procesul a fost pentru legea divină. Și al doilea aspect care aș vrea să-l spun, de multe ori se spune: evreii l-au condamnat pe Iisus, și nu este corect. La un anumit moment istoric, o anumită conducere din anumite interese au făcut această alegere și l-au condamnat pe Iisus, și nu poporul ca atare evreu. Cei prezenți acolo și poporul. Vorbesc cei prezenți, dar nu în general. De aceea și există destul de multă dezbatere pe subiectul acesta, refuz de a recunoaște anumite aspecte din partea comunității evreilor și așa mai departe. Și mi-a plăcut foarte mult, scriind pe acest subiect, părintele Tănăsescu, parcă de la Episcopia Tomisului, spunea în final, descriind acest proces, care, apropo, s-a încercat rejudecarea lui, dar fără finalitate, pentru că s-a considerat că nu mai există statul de atunci, nu mai există condițiile de atunci, cu toate că multe procese celebre au fost reluate, inclusiv, dacă tot vorbim de Tomis, procesul lui Ovidiu s-a reluat și s-a constatat că a fost nevinovat și a fost anulată decizia de exilare la Tomis. Și multe alte cazuri. De data aceasta s-a încercat, dar nu s-a finalizat cu o altă decizie, altă hotărâre. Dar preotul acesta spune așa în finalul materialului despre procesul lui Iisus, că într-adevăr vina nu poate fi pusă pe umerii poporului evreu, ci a celor care au contribuit nemijlocit atunci la asta. Și să nu uităm, și mi-a plăcut foarte mult aici la final, că, virgulă, creștinismul nu este antisemit. Da, așa este. Nu este antisemit. Vă mulțumesc foarte mult. A fost o bucurie și o onoare și cred că ne-am îmbogățit cu toții în urma acestei discuții, și dacă vom avea prilejul, poate vom
continua, că încă nu s-au epuizat multe lucruri. Vă mulțumesc și Domnul să fie lăudat!